Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de vânt puternic și cod portocaliu pentru județele din sud-est care s-au mai aflat sub această atenționare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare pentru zona Olteniei, unde va fi cod galben și, din păcate, cu probabilitate foarte mare, județele din sud-est care au fost în cod portocaliu vor intra din nou în cod portocaliu. În cursul zilei de miercuri, mai multe județe din sud-est vor fi în cod portocaliu și seara și vor rămâne în cod portocaliu până joi toate județele care au fost, de exemplu, până la ora 5, a spus directorul ANM Ion Sandu. În aceste zile, vremea se va menține rece cu temperaturi scăzute, cerul va fi mai mult noros, iar izolat vor fi precipitații slabe predominant sub formă de ninsoare. Sunt condiții pentru depunerea poleiului. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări izolate. Spre sfârșitul săptămânii, vremea va fi în general închisă. Pe arii relativ extinse vor cădea precipitații mixte slabe. Izolat se va produce polei, dar și ceață.